Suntem la Tarna Mare, unde avem de făcut o emisiune, o nouă emisiune, Incursiune în Cotidian. De ce? Pentru că aici are loc un eveniment, un eveniment important pentru localitate, dar nu numai pentru localitate, și pentru tot județul Satul Mare, fiind vorba de un proiect transfrontalier. Suntem împreună cu doamna primar, Monica Sobius, de la Tarna Mare, care ne va da date mai concrete despre ce se va întâmpla în aceste următoare 2-3 ore la Tarna Mare. Bună ziua și mă bucur, iată, să fim la acest moment al bilanțului, la acest moment în care se desfășoară conferința de finalizare a proiectului transfrontalier, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de acces către punctul de trecere a frontierei română-ucrainiene de la Tarna Mare-Hija. Un proiect important de peste 1 milion de euro, în care în parteneriat cu Consiliul Județean Satul Mare și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Corolev din Ucraina, am reușit să realizăm aproape 3 km de infrastructură rutieră prin care să legăm cele două comune și în același timp cele două țări, Tarna Mare, România și Ucraina, astfel încât într-un orizont cât mai apropiat să putem deschide punctul vamal care va lega cele două comunități. E vorba de punctul vamal de la Tarna Mare Hija, Hija fiind localitate componentă a comunei Corolevo din Ucraina. E un proiect extrem de important pentru noi, înseamnă deschiderea unor noi orizonturi, înseamnă dezvoltare economică, înseamnă practic legătura dintre Tarna Mare, ca și comuna județului Satul Mare, cu țara vecină Ucraina, prin comuna Corolevo, și înseamnă în același timp calea de acces în Europa, nu? Noi suntem țară membra a Uniunii Europene, actualmente Ucraina, fiind în stare de război, își dorește acest lucru și dacă se va realiza prin punctul de la Tarna Mare Hija, se va înfăptui acest lucru de acces al celor din Ucraina către Uniunea Europeană. Tocmai am vrut să vă întreb, acești ultimi 3 ani au fost plini de evenimente nedorite. Pandemia și războiul din Ucraina au impietat asupra acestui proiect? Într-adevăr, am avut emoții la un moment dat, în primul rând când a izbucnit pandemia de coronavirus, pentru că a fost mai dificil să ne întâlnim. Apoi a început războiul, o altă problemă, pacoste pentru noi, dar deoarece suntem parteneri și ne-am dorit mult să realizăm acest proiect, am găsit modalitatea de a comunica, de a ne întâlni, de a realiza activitățile proiectului, astfel ca astăzi să fim la acest moment al bilanțului și să spunem da, tragem linia și am reușit să realizăm ceea ce ne-am propus. Vă mulțumim și să vom urmări cu interes evenimentul de astăzi și vă urăm multă, multă baftă, că am înțeles că face parte dintr-un lanț de proiecte care urmează să se decurgă în continuare. Sigur, vă mulțumim și desigur despre Tarna Mare se va mai auzi prin proiectele pe care și le-a propus și pe care le va implementa în continuare. Bună ziua și bine ați venit la Tarna Mare, la conferința de finalizare a proiectului transfrontalier, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de acces către punctul de trecere a frontierei română-ucrainiene de la Tarna Mare Hija. Să spunem, nu suntem atât de buni muzicieni, dar le iubim imnurile de stat și sunt convinsă că sufletul fiecăruia dintre noi a fost gândul la țara noastră și mai ales la ceea ce se întâmplă astăzi în Ucraina și cu toți ne dorim pace și ne dorim să trăim într-o lume a normalității aici, de o parte și de alta a Tisei. În continuare aș vrea să prezint invitații care ne-au onorat cu prezența evenimentul de astăzi și încep prin a-l prezenta pe domnul prefect, Tiberiu Radu Roca, prefectul județului Satul Mare, și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Domnul Ciobo Potofi, președintele Consiliului Județean Satul Mare și partener al nostru în acest proiect. Din partea Poliției de Frontieră, comisar șef, șef al SPF Tarna Mare, domnul Damian Marius Răuca. Domnul Damian Marius,
președinte a Uniunii Ucrainenilor din România, filiala satul Mareș, secretar general al Uniunii, doamna Liuba Horvat și practic sufletul parteneriatului nostru. Salutăm prezența domnului Andri Șecheta, deputat al Consiliului Regional Transcarpatia. Andrei Șecheta este vicepreședintele Consiliului Regional Transcarpatia și deputat în consilier în cadrul Îl salutăm pe domnul primar Anton Ceipeș, primarul comunei Corolevo și partenerul nostru în acest proiect. Îl salutăm pe domnul Vitali Biubca, viceprimarul orașului Vinogradov. Vitali, domnul zastupnic golove Nisa Olenohradiu. Și, nu în ultimul rând, prietenul nostru și cel cu care am pornit acest proiect, domnul Ivan Haiduc, primar al comunei Chișa, la acel moment acum staroste al comunei și ne bucurăm să fim acum la acest moment aici, la Tarna Mare. Ineu Stanuțelu, care a ajutat Sigur, salut toți ceilalți delegați prezenți atât din Ucraina cât și din România, autorități locale, regionale, reprezentanți ai diverselor instituții și desigur îi salut pe toți reprezentanții comunității din Tarna Mare care astăzi sunt alături de noi și care ne-au susținut în realizarea proiectului. În continuare, am onoarea să dau cuvântul domnului prefect al județului Tarna Mare. Distinși oficialități, stimați invitați, dragi oaspeți, prieteni, bineînțeles, din Ucraina, domnule președinte, astăzi sunt în calitate de prieten și nu numai, dar vreau să vă spun următoarele. În calitate, având în vedere că este un proiect transfrontalier, România, Ungaria, Slovacia, Ucraina. Mai ce nu vă zici de proiecte și de Ucraina, ne? Dar la nivel local, prin doi parteneri, Unitatea Administrativă Teritorială Tarna Mare și Comuna Hija, dar un partener important este și Consiliul Județean pentru treaba pe care îl și pe domnul președinte poate că este un om implicat al județului. Eu sunt aici în calitate de prefect prin care să vă asigur că acest proiect pentru a fi implementat aveți toată susținerea instituției prefectului. Iar obiectivul meu pe anul 2023 a instituției prefectului județului Satu Mare este de a implementa proiecte din cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, astfel că comunitatea județului Satu Mare să se poată dezvolta, precum și cu partenerii din Ucraina. Așa cum am afirmat din februarie 2022, odată cu criza din țara vecină și dragă Ucraina, noi, județul Satu Mare, am fost, suntem și vom fi alături de prietenii noștri din Ucraina, împreună cu comunitatea județeană Satu Mare, din județul Satu Mare, și aici mă refer la toate primările din județ, Consiliul Județean și Instituția Prefectului, este mesajul de pace și unitate cu poporul ucrainean. Și în încheiere vreau să vă asigur că avem un dialog și o conlucrare și o comunicare bună cu Uniunea Ucrainilor din România, filiala Satu Mare, prin doamna președinte, ca împreună tot ce ne dorim să facem să le putem realiza. Dăm cuvântul domnului Andri Șecheta, deputat al Consiliului Regional Transcarpatia. India, deacu za cu mulțumesc pentru poate zaraz. Vreau să vă mulțumesc pentru onoarea de a lua parte la această conferință de înțelegere. Перед тим, як говорити про цей проєкт, який нас тут зібрав, я хочу сказати в загальному кілька слів, і головне – це будуть слова подяки. Înainte de a vorbi de acest proiect care se implementează în etapa actuală, o să încep cu câteva cuvinte de mulțumire pentru dumneavoastră. Я дякую вам усім, я передаю повітку, так і кожній людині, яка в цьому залі, за ту допомогу, яку ви надаєте Україні, як державі і українським громадянам із нашого боку кордону і навіть тим, які вже з цього боку кордону, які приїхали в Румунію. Vreau să mulțumesc Consiliul Județean, prefecturii, tuturor instituțiilor locale,
de stat, administrației locale, pentru ajutorul pe care îl acordați atât poporului ucrainean, cât și ucrainenilor și celor care se află astăzi pe teritoriul județului Satu Mare. Ця підтримка є для нас важливою, ми її відчуваємо незалежно від того, в якій вона формі, і саме через цю міжнародну підтримку ми зараз маємо сили і можливість стримувати цю московську навалу. Această susținere se simte în toate domeniile și faptul că ne susțineți ne dă posibilitatea și forța de a merge mai departe. Ви говорили, пан префект говорив про мир. Мир – це дуже важливо, але нам потрібен не тільки мир. Нам потрібна перемога. Інакше спокою в Європі не буде. Așa cum a zis și domnul prefect, a vorbit despre pace. Dar noi avem nevoie nu numai de pace, dar să și învingem în acest război, ca să putem să ne încadrăm într-o Europa unită. А тепер про цей проект. Și acum despre proiect. Хочу подякувати тим людям, які мали сміливість розпочати його і зробити перші кроки ще тоді, коли не було зрозуміло, як він завершиться. Vreau să mulțumesc oamenilor, persoanelor care au început să acest proiect, chiar dacă n-au știut dacă îl vor duce până la îl vor finaliza, totuși pentru curajul și abnegația de care dau dovadă, vreau să vă mulțumesc din suflet. Дуже приємно підводити підсумки і ділитися тим, що вже було зроблено, як зроблено, але це все хтось мав робити і праця цих людей заслуговує на повагу. Și vreau să spună domnul vicepreședinte că da, proiectul este implementat, se termină cu succes, dar important a fost munca oamenilor care au implementat acest și care au pus bazele acestei colaborări și acestui proiect și vă mulțumesc din suflet. І важливість проекту не в тому, що жителі Хижі чи Тарна-Мари будуть мати кілька кілометрів нового асфальту. Iar nu este important faptul că se va deschide punctul de trecere a frontierei și că comunitățile se vor putea deplasa de o parte pe alta graniței. А в тому, що це чіткий сигнал Києву і Бухаресту, що місцеві громади зробили все для того, щоб перехід мав право на життя. Да, є, deci nu este importantă trecerea, important este faptul că partenerii, instituția locală, doamna primar cu două prime cu Consiliul Județean, cu Hija, au făcut pasul de a deschide granițele și de nu a fi niciun fel de impasuri în strângerea acestor relații de colaborare. І якщо дивитися навіть на далеку перспективу, коли кордону між нашими країнами не буде, а я в це вірю. Și dacă și încă, mă scuzați, am omis, fiindcă încă ce n-am completat de la domnul Șecheta, este faptul că prin deschiderea acestui punct și prin implementarea acestui proiect vor înțelege cei de la București și de la Kiev că colaborarea și că o muncă extraordinar de mare a fost depusă la nivel mai jos, nu la nivel de ministere sau de la nivel guvernamental. То інфраструктурна складова, оці от дороги, які побудовані, вони завжди будуть корисні, будуть служити людям, які живуть на цій території з обох боків кордону. Totuși este un fapt, este un lucru extraordinar că acest punct de trecere va ajuta ca cele două comunitățile de o parte și de alta graniței vor avea posibilitatea să treacă și să aibă o relație de prietenie și de vecinătate. І я завершую. Перекладіть. Завершую. Обласна рада свого боку підтримує.
підтримує і в новому програмному періоді, який зараз починається, він стає для всіх цікавий, однозначно буде підтримувати проекти, які направлені на покращення інфраструктури в нашому регіоні. Vreau să vă spun că Consiliul Regional Transcarpatia, conducerea, va face tot posibilul să susțină toate proiectele care vor fi în noul program, care vor fi propuse și... Я знаю, що такі ідеї вже обговорюються на новий програмний, на цей період, програмний період. І дуже приємно, що пан префект наголосив на тому, що він і надалі так само бачить співпрацю з Україною і з українськими громадами. Vreau să mulțumesc domnului prefect, fiindcă a subliniat importanța susținerii și colaborării cu Ucraina. Тому в новому програмному періоді я бажаю нам всім бути максимально ефективними. Що за ва проміт, ка ной о сафім максим пригатиць пентру програму урматор, каре урмеза сафіє, ну што, акумая. Я. Vă mulțumim, domnule prim deputat al Consiliului Regional din Transcarpatia. Дякуємо дуже, Ганно пане Андрію. Și sunt convinsă că împreună cu autoritățile din România vom parcurge toate etapele astfel încât acest punct vamal să fie deschis. Я постараюся, щоб ми перейшли всі кроки, щоб цей пункт перетину був відкритий. În continuare, voi da cuvântul domnului președinte al Consiliului Județean Satu Mare, Ceaba Potochi, și aș vrea să-i mulțumesc pentru că împreună ne-am deplasat în Ucraina în urmă cu ceva ani. Am stat la aceeași masă cu autoritățile ucrainiene și am gândit proiecte care, iată, astăzi se finalizează aici, în județul Satu Mare. Este foarte important și îi mulțumim pentru acest lucru și îi dau cuvântul. Mulțumesc, înseamnă că acum 4 ani de zile am gândit proiecte care au rezistat și pandemiei, și alegerilor, și războiului. În primul rând aș felicita echipele de proiect care, trecând peste cele 3 pericole care le-am amintit anterior, au reușit să ducă la bun sfârșit un proiect care poate din exterior nu se vede cât e de mare. În condițiile în care era o nesiguranță în această zonă din toate punctele de vedere, noi, autoritățile locale, și aici felicitări în primul rând celor 2 primării, indiferent de forma lor de organizare la un moment dat, au ținut de acest proiect. Și acum provocarea noastră la nivel regional și la nivel guvernamental ca să punem următorul strat pe această colaborare. Adică să întrebăm prietenos ministrii de resort, fac ei infrastructura de trecere în continuare sau preluăm și le facem noi cum am făcut și drumurile? Nu aștept răspuns astăzi. Ne cecai obiect poziționii. Dar în 2-3 luni de zile trebuie să vedem. Noi ne asumăm la nivelul nostru că județul Satu Mare merge înainte, că o deschidere ar însemna dezvoltarea economică a întregii zone, indiferent de care parte a graniței vorbim. Este o dorință de decenii a locuitorilor, nu numai a zonei stricte în care ne aflăm astăzi. Eu zic că toată Transcarpatia, respectiv tot județul Satu Mare, ar avea numai de câștigat. Iar așa cum am făcut și în acest proiect, noi am intrat doar să le susținem și să fim ca și un act de siguranță pentru cele 2 primării, să le creștem punctajul și să le creștem șansa de a accesa aceste fonduri și în continuare, și dacă rămânem, nu trebuie să fim primii pe o anumită ordine. Dar puteți conta pe noi și dacă suntem scriptic lideri de proiect și dacă suntem doar acolo în rândul 2, stați liniștit că vă ajutăm. Și în noua perioadă de programare, atât pe patru latera, pe Ungaria, Slovacia, România, Ucraina, cât și pe programul România, Ucraina, doresc tuturor celor din sală și nu numai, toți posibililor beneficiari din cele 2 regiuni, cam aceeași rată de succes
la proiecte pe care le-am avut noi. Cred că vreo 7 proiecte am pornit la Vinogradov și din 7 au fost implementate. Și aceste proiecte de infrastructură aduc oamenii mai aproape, nu numai fizic. Astfel, cunoscându-ne mai bine și nu numai în implementarea proiectului, și când ne era foarte greu, am găsit căi de comunicare mult mai rapide și de multe ori viteza poate a salvat vieți sau poate a ajutat eficient comunitățile. Și sperăm că o să apucăm ca să nu faceți o ocolire de 70 de kilometri când veniți din Hija. Și atunci mergem pe jos. Și drumul o să dureze o săptămână, că o să ne oprim din casă în casă. Bucurie că astăzi dumneavoastră ați făcut o promisiune pentru noi și că, într-adevăr, ceea ce înseamnă infrastructura necesară deschiderii punctului se va realiza. Vom găsi modalități de proiecte și investiții astfel încât și ceea ce înseamnă clădirea punctului și toate utilitățile necesare să se realizeze mai departe. Îl văd în sală pe domnul Vitali Liuca, acum viceprimar al orașului Vinogradov, dar când am pornit noi aceste proiecte era vicepreședinte al raionului Vinogradov și a avut un rol determinant în ceea ce s-a parteneriatul care s-a realizat între comunitățile noastre, între județele noastre, între țările noastre. Și mulțumesc! În continuare vom prezenta proiectul și aș vrea să nominalizez echipele de proiect astfel încât să le cunoaștem, să cunoaștem oamenii care au muncit și care, iată, astăzi la moment al bilanțului lor trebuie să le mulțumim. Astfel, îi prestavem o comandă echibrale acestui proiect. Lider de proiect Comuna Tarna Mare, subsemnata reprezentant legal și manager comunicare, manager de proiect Forgaș Maria Raluca, haideți să o vedem pe Raluca, nu toți, îi mulțumim. Bridar Ioana Flavia, manager financiar, Ioana, mulțumim. Lenghel Vasile, expert tehnic, domnul viceprimar. Și Danco Florin Vasile, responsabil monitorizare și achiziții. Îi mulțumim. Echipa Consiliului Județean, doamna Ștern Cristina Felicea, manager proiect. Olaf Carmen, manager financiar. Și doamna Barta Bianca, manager comunicare, actualmente nu este prezentă. Și mulțumim echipei din Corolevo, Ivan Haidu, coordonator proiect. Iuri Derbal, manager proiect. Mulțumim, domnul Iuri. Olga Kostiukova, manager financiar. Mulțumim, doamna Olga. Iaroslava Prunița, manager comunicare. Nu e prezentă. Ivan Bukhac, expert tehnic. Nu e prezent. Și sigur, domnul primar Anton Ceipeș, primar al comunei Corolevo și partenerul nostru. Deci sunt oamenii care au stat în spatele realizării activităților proiectului și în continuare vom prezenta structura parteneriatului. Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea accesibilității în cele două regiuni partenere în vederea optimizării mobilității persoanelor și bunurilor și conștientizarea populației cu privire la importanța dezvoltării unei societăți integrate și coezive din punct de vedere social. Fotografia din centru este de la Ciornahora, unde am deschis proiectul și cele două drumuri. În stânga drumul de la Tarna, în dreapta drumul de la Hija, care s-au realizat prin proiect. Comanda i doroje, jaki zrobili. Și unde ne vom deplasa pentru a tăia o plică la Tarna Mare. Obiectivele specifice, modernizarea infrastructurii de acces către punctul de trecere a frontierelor ucrainiene de la Tarna Mare Hija, prin reabilitarea, modernizarea a 1,696 km de drum în comuna Tarna Mare și 1,163 km de drum în comuna, în localitatea Hija, actualmente. Imagini cu lucrările care s-au realizat la un moment dat.
obiective specifice, tot sporirea cooperării între instituțiile partenere prin susținerea a 3 seminarii de interes comunitar menite să producă schimbări benefice pentru comunitățile din care fac parte și pregătim cei 30 de participanți pentru calitatea de promotori active ai patrimoniului transfrontalier. Eu cred că întreaga experiență dobândită vom putea să o împărtășim comunităților noastre, astfel încât să existe un progres în ceea ce privește viața la nivel transfrontalier. Un alt obiectiv specific, conștientizarea populației cu privire la importanța investiției în cele două regiuni prin organizarea a două conferințe de presă în Ucraina și România, finanțarea în valoare de 1.071.738 euro, valoarea eligibilă 964.569 euro, 5% contribuția comunității și 5% contribuția de la Guvernul României. Comuna Corolevo 151.148,70 euro și poate județul Satu Mare 23.967,20 de euro. Activități, activitatea de management. Au avut loc ședințe operative ale echipelor de proiect pe parcursul implementării proiectului, deși fiind război ne-am deplasat la Corolevo, au avut loc întâlniri de lucru și când a fost posibil au venit și membrii echipei de proiect din Corolevo au venit în România, astfel încât împreună cu partenerul nostru Consiliul Județean să putem să atingem țintele propuse. Activitatea de investiție în infrastructură, iată, cum era înainte, de fapt erau tufișuri pe partea românească și am creat 1,696 km de drum modernizat și aici mulțumim și constructorului Sece Iulia Bos, sunt prezenți în sală și le mulțumim pentru munca de calitate. Apoi, iată, la Hija, la fel. Drumul a fost modernizat pentru accesul la granița ucraineană-română, aici, de partea lor. Au avut loc 3 seminarii pentru 30 de persoane, câte 10 din partea fiecărui partener. Comuna Tarna Mare, seminarul, un workshop, echipa O Mare Familie. Aici am reușit să ne cunoaștem, să ne identificăm punctele, dar să găsim, să facem parteneriatul cât mai viabil și în slujba comunităților noastre. Seminarul 2 organizat de către județul Satu Mare, Consiliul Județean, creșterea gradului de conștientizare cu privire la reglementări legale privind combaterea criminalității de frontieră. În acest spațiu a avut loc și funcționa internetul, să știți. Și al treilea seminar, dezvoltarea de parteneriate de business în zona de frontieră român-ucrainană, B2B se cheamă, da, și a avut loc la Satu Mare acest seminar, întâlnirea partenerilor. Eu cred că, din punct de vedere al cunoștințelor și a ceea ce înseamnă gestionarea vieții în zona de frontieră, am devenit mult mai bogați și toată această experiență ne va ajuta mai departe în realizarea obiectivelor comunităților noastre. Am avut activități de informare, o conferință la Hija s-a desfășurat la Ciornahora și iată conferința de încheiere la Tarna Mare acum astăzi și cu toții suntem protagoniștii acestui eveniment. Am avut și două conferințe de presă. De fapt, am avut o conferință la demararea procedurii de achiziție infrastructură în România. A fost la Tarna Mare, vedeți sala de ședință de la Primăria Tarna Mare și la încheierea proiectului ar trebui să o facem la Corolevo, în Ucraina. O conferință de presă. Va fi posibil, Anton? E posibil? Da. În data de 23. E posibil? În cadrul proiectului au fost achiziționate următoarele echipamente de către instituțiile partenere, astfel Comuna Tarna Mare, în afară de infrastructură, a achiziționat un autoturism Duster 4x4,
o multifuncțională a trei color, un Xerox color care ne ajută în ceea ce înseamnă orice proiect avem în implementare și un laptop. Iar comuna Corolevo, un tractor cu grader și excavator pentru întreținerea drumului construit, un echipament pentru tuns vegetație în vederea întreținerii drumului, două laptopuri cu software, un desktop computer cu software, cameră video, cameră foto și o multifuncțională. Deci, iată că ne-am îmbogățit și infrastructura IT din, și cea ce înseamnă gospodărirea comunală pentru întreținerea drumului în Corolevo. Vă mulțumim și contăm pe sprijinul dumneavoastră, domnule prefect, domnule președinte, pot fi domnilor președinți din Ucraina, pentru a se înfăptui acea deschidere a punctului vamal de la Tarna Mare Hija. Vă mulțumesc! Potrivit programului, va urma prezentarea activităților și rezultatelor proiectului de către partenerul ucrainean, Comuna Corolevo. Domnul manager de proiect, domnul Iuri Derbal, vă rog. Rada invitate всіх учасників конференції проекту. Are loc la cei mai buni prieteni ai noștri, la Tarna Mare. Vreau să mulțumesc pentru participarea la acest proiect și la această conferință. Tarna Mare. Mulțumesc din partea tuturor comunității, a tuturor satelor care aparțin de Corumeu pentru posibilitatea de a implementa acest proiect. Vreau să mulțumesc domnului Potoficiova, domnului președinte, Consiliul Județean, pentru faptul că este partenerul nostru în acest proiect, care a fost întotdeauna alături de Corolevo și de Hiză. Am avut o colaborare foarte bună pe parcursul a 42 de luni. Mulțumesc nu numai comunității din Tarna Mare, ci întregii românii pentru susținerea pe care ne-a acordat-o în timpul perioadei de război. O să vă spun că tot acest ajutorul acordat de către dumneavoastră, de către România, de către poporul român a rămas în sufletele tuturor ucrainenilor, nu numai din comunitățile din Corolevo, dar și din toate comunitățile și din toată Ucraina. Nu o să mai vorbesc foarte mult despre proiectul sine, fiindcă a prezentat doamna primar acest proiect. Ideea proiectului a început astfel. Vedeți schemele pe care le-am pregătit înainte de începerea proiectului. De ce arată această schemă? Fiindcă dacă vrei să mergi în Ucraina sau să vii în România, ori treci munții prin pădure și treci în Ucraina și în România, sau deschizi punctul de trecere Hija-Tarna Mare ca să poți să te deplasezi. Dar oamenii care locuiesc în pe acest teritoriu știu foarte bine că nu a fost întotdeauna situația aceasta de astăzi. Iar acest proiect și această idee este unul extraordinar, idee extraordinară. Asta este ce vedeți în poză, este ce a fost în Hija în 2014. Puteți vedea că această situație, această poză prezintă situația și din 2014 până în 2020. Iar, din păcate, această poză demonstrează faptul că n-a dus la dezvoltarea comunității de aici. Ei vreau să prezint că în 2014 s-a semnat acordul de colaborare și, bineînțeles, puteți vedea acolo întâlnirea ce a avut loc la Venoradu. 10 ani am tot luptat ca să ajungem să avem în implementare și în implementarea cu succes acestui proiect. Și în acest proiect, un rol important l-a avut Consiliul Județean, care a reușit să fie partenerul și să implementeze acest proiect. Scopul a fost foarte simplu, să facem drumul în Tarna Mare și să facem și un drum în Hija ca să ne unească. Acest drum să dea posibilitatea să deschidem punctul de frontieră care este notat cu roșu. A rămas foarte puțin pentru a reuși acest lucru, deci cu galben se vede cât drum trebuie construit pe partea de Tarna și cu albastru
pe partea de Ucraina. Pe o parte 60 de metri și pe cealaltă parte 300 de metri. De ce n-am putea să facem acest lucru astăzi? De ce nu putem să facem acest lucru, fiindcă deja partea 60 de metri și 300 de metri nu mai aparțin comunităților, ci aparțin statelor. Și ei au un statut special, că sunt de stat, așa că... Хочу нагадати, з чого починався наш проект. Конференція де дескідере в октомбрі 2019. Domnul Ivan este fericit că a avut proiectul și că a reușit să-l și implementeze. Deci m-am gândit că dacă o să reușim să-l implementăm. Monica, doamna Monica, este mirată, dar totuși s-a reușit implementarea acestui proiect. Eram toți fericiți și zâmbeam în poza. Pașii pe care i-am făcut n-au fost ușori, pentru că astăzi să putem să ne întâlnim la Satu Mare. Bineînțeles că fiecare partener a știut să își aibă prioritățile și a știut cum să le finalizeze, să ducă la un rezultat pozitiv. Ce suntem acolo cu zâmbetul pe buze, zâmbim, fiindcă niciodată nu ne-am fi gândit că o să avem război în țara noastră. Deci, rezultatele pe care le-am obținut pe partea ucraineană este drumul în Hijab. Autotransportul. Vreau să vă spun că, conferind acest drum, comunitatea din zonă are posibilitatea, din Cheja, are posibilitatea mobilității mult mai bune și pentru biciclete și pentru mașini și că... Iar faptul că s-a achiziționat un tractor care poate să ajute la întreținerea drumului este un lucru extraordinar pentru comunitate. Vreau să spun mai multe decât a spus doamna Monica, domnul Jeifeș și domnul Haidoc despre cum am început această muncă. Când am scris proiectul, ne-a fost prevăzut ca să fie șanțurile de scurgere și șotochiuve. Dacă nu erau aceste șanțuri pregătite, construite, drumul n-ar fi rezistat. Se vedea în poză cum s-a început munca la și puteți vedea drumul construit în Hija, că este un drum foarte bine făcut și sper să vă simțiți confortabil pe drumul. Așa drum, cred că nu are nicio comună din Transcarpatia. Când a avut loc implementarea proiectului, am avut foarte multe greutăți, fiindcă nimeni nu s-a gândit că va fi situația și va fi situația din Ucraina. Comanda mea proiectul bulo rișenia. Și vreau să vă spun că, datorită situației din Ucraina, noi ne-am putut să realizăm foarte multe seminare și alte evenimente prevăzute în proiect și atunci am avut posibilitatea să transferăm banii din aceste evenimente pentru a cumpăra tractorul din fotografie. Și au reușit, făcând economii din alte evenimente, să-și achiziționeze un tractor. Importante au fost și evenimentele unde au dat posibilitatea să ne cunoaștem unul pe celălalt mai bine. Erau întâlnirile de lucru, tot timpul le organizam și le întâlneam pentru a discuta problemele care se iau. Iar cel mai mare efort a fost depus, bineînțeles, de partenerii noștri români. Să ne implicăm total așa cum s-a implicat partea românească, fiindcă am avut probleme cu războiul și cu COVID-ul și cu multe alte. Deci rezultatele au fost prezentate și de doamna Monica, deci am făcut drum, am făcut tractor. Bineînțeles că domnul primar Jeifeș Anton va reuși să găsească finanțare pentru a putea avea grijă de drumul construit. Domnul Jeifeș a găsit finanțare din partea Corolevului pentru a termina achizițiile, fiindcă acești bani trebuiau finanțați de către Consiliul Regional, dar datorită situației din Ucraina, banii trebuiau să plece în altă parte și bineînțeles că Anton Jeifeș, primarul Corolevo, a reușit să aducă cofinanțare și să ajute ca acest proiect să fie dus și implementat până la sfârșit. Faptul că în sală există membrii ai comunității din
Ucraina și din Tarna, din România, demonstrează faptul că această colaborare a existat, există și va exista în continuare. Și vreau să-i rog pe domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Vucioabi Patăchi, și de la domnul vicepreședinte al Consiliului Regional Transcarpate, Andrei Șicheta, să ne promită că o să depună proiect ca să deschideți punctul de trecere Hijă-Tarna Mare. Și vreau să vă spun că am ascultat foarte bine promisiunea domnului președinte și o să avem ce povesti cu promisiunea acestuia, că vom continua să avem o colaborare și să avem proiecte comune și în viitor. Și, cum se spune, ar fi bine că în viitor să nu mai există puncte de trecere, să fie trecere liberă și să fie acces liber dintr-o țară în alta. Și vreau să vă spun că eu cred în faptul că nu vor exista granițe și că vom reuși să ne dăm mâna, să ne salutăm fără să mai trecem granițele. Consiliului, doamnei primar, comunității, Consiliul Local, Tarna Mare, pentru... Vreau să vă spun că foarte multe lucruri ne unesc pe parcursul a 1000 de ani. Cu istorie comună pe parcursul a 1000 de ani. Și sunt lucruri care au apărut în ultima perioadă, 100 de ani. Pe care le avem în Transcarpatia. Ми маємо гори Карпати, які є спільні для нас двох країн. Dar puteți vedea ce avem în Ucraina? Ми маємо річку Теса, яка є спільною, об'єднує для нас країн. Râul Tisa care ne unește. Ну і Україна має Ужгород. Україна має ще Ужгород. Який є партнером Satu Mare. Care este partenerul Satu Mare. То я чисто симфонічно хочу цю цінність і трицінності в знак подяки вручити пані Моніці. Vrea așa simbolic să vă dăruiască ceva. Частину Карпат українських. O parte a Carpaților. Ucrainei și o parte a României. Тису. Тиса. Я хочу в знак подяки за ту роботу, яку ми отримали від пані Моніки, яке з'єднували українських партнерів і румунських партнерів завдяки перекладу. Без комунікації нам би важко було дійти до тих результатів, які ми сьогодні маємо з партнером. Це як річка Тиса поєднує Україну і Закарпаття із Румунією, так пані Люба поєднувала нас, наші команди, під час 4 років. Am fost cumva legătura între Ucraina și Закарпаття și Satu Mare și de aia, Uniunea, podul de legătură. І пані, пану Потокічобу, як голові повітової ради, партнеру Ужгорода, вітання і подяка від Ужгорода. Președinte al Consiliului Județean, încă a făcut tot posibilul să avem o relație extraordinară cu Ужгородом. Я думаю, що ті цінності ми далі будемо підтримувати між Україною. Sper că aceste valori vor fi menținute și susținute în continuare. Я вам дякую і до нових проєктів, до нових ідей і до нових... Mulțumim pentru susținere, mulțumim do nových відносин між нашими народами. Viitoarele proiecte și în dezvoltarea în continuare a relațiilor noastre. Все буде в нас добре. Дякую. Totul va fi la noi bun. Prezent aici domnul comisar șef al sectorului Poliției de Frontieră Tarna Mare și dânsul ne va spune, poate împărtăși. Mulțumesc în primul rând pentru invitația la această conferință de finalizare a proiectului de dezvoltare a infrastructurii rutiere către viitorul punct de trecere a frontierei. În această fază a proiectului, instituția noastră a Poliției de Frontieră nu are atribuții foarte dezvoltate, dar la fel ca și dumneavoastră și noi sperăm să fie continuat acest proiect înspre realizarea infrastructurii punctului de trecere a frontierei, moment în care și atribuțiile noastre instituționale ale Poliției de Frontieră o să fie mult mai numeroase.
După cum bine știți, împreună cu Poliția de Frontieră, împreună cu alte autorități, cum ar fi VAMA, cum ar fi instituțiile fitosanitare, realizează controlul documentelor, persoanelor și autoturismelor pentru trecerea frontierei și sperăm să ajungem la momentul în care efectiv să ne îndeplinim atribuțiile și să realizăm acest control în punctul de trecere a frontierei Tarna Mare-Hija. Cu siguranță pe parcursul viitoarelor proiecte sau demersuri, Poliția de Frontieră o să fie lângă autoritățile locale sau centrale care desfășoară respectivele proiecte și vom informa cu privire la toate dotările și utilitățile necesare nouă ca și instituție pentru buna desfășurare a controlului de frontieră în punctul de trecere a frontierei. În momentul care urmează ne vom deplasa în teren pentru a inaugura drumul transfrontalier pe partea românească, să facem și o rugăciune de binecuvântare a lui și cine dorește, l-așteptăm pe traseul drumului să vedeți totuși această infrastructură rutieră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție Dumnezeului nostru, slavă ție Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului care pretutindenea ești și toate le împlinești visterul bunătăților și tătătorule de viață. Vinul și te sălăjluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Zicem cu toții, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. În pace Domnului să ne ajute. Binecuvintează și sfințește drumul acesta și pe robii Tăi care l-au construit și care vor umbla pe el cu harul Sfântului Duh prin stropire cu apă sfințită. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Binecuvintează și sfințește drumul acesta și pe robii Tăi care l-au construit și care vor umbla pe el cu harul Sfântului Duh prin stropire cu apă sfințită. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Binecuvintează și sfințește drumul acesta și pe robii Tăi care l-au construit și care vor umbla pe el cu harul Sfântului Duh prin stropire cu apă sfințită. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bunul Dumnezeu să dăruiască sănătate tuturor. Și așa cum am spus și la început, Dumnezeu să ajute să se termine în pace acest proiect și să putem să fim mai aproape de frații noștri de peste, de peste graniță. Întindeți-o. Nu am mai tăiat. Și dăm